Stimați studenți, în această primă lecție ne vom opri asupra alfabetului grec și asupra altor câtorva noțiuni elementare. Alfabetul grec, bazat în mare parte pe cel fenician, conține 24 de litere, din care 7 sunt vocale. Le veți găsi pe acestea marcate cu galben în tabelul care însuțește prelegerea audio-video. Înrudirea dintre alfabetul grec și cel latinez face posibilă stabilirea cu ușurință a relației de corespondență dintre cele două. Prin urmare, n-ar trebui să aveți dificultăți în a reține literele alfabetului grec. La rândul lui, acesta a fost folosit pentru a crea alfabetul glagolitic, folosit de vechi slavi, și prin modificarea alfabetului glagolitic a apărut în final alfabetul chirilic. Alfabetul chirilic, precizez pentru că suntem în context românesc, a fost folosit pentru primele manuscrise și primele cărți românești, Noul Testament de la Belgrad, de pildă, numit și Noul Testament de la Alba Iulia, publicat în 1648, a fost tipărit cu slove chirilice. Toate cărțile care au urmat după aceea și alte cărți mai vechi decât Noul Testament de la Alba Iulia au fost tipărite cu slove chirilice. Există doar câteva cărți românești tipărite de reformați în Transilvania în secolul XVI, însă acelea nu au avut o răspândire suficient de largă pentru a impune alfabetul latinesc în această perioadă mai veche. Noi folosim scrierea cu alfabet latin din vremea lui Cuza, care a introdus așa numitele litere strămoșești, cum erau ele numite în epocă. Vom parcurge rapid acest tabel. Prima literă este alfa, ușor de recunoscut. Se transliterează prin A, echivalentul latinesc. Următoarea literă este beta, care se transliterează prin B. Gamma este a treia literă, transliterată prin G. Delta se transliterează prin D. Epsilon, numele acestei litere din poziția 5-a înseamnă E simplu, se numește astfel pentru că trebuie diferențiat de eta, de la numărul 7. Eta reprezintă un sunet mai lung, de aceea este transliterat printr-un E care poartă o bară deasupra. Am sărit peste litera de la numărul 6, care este zeta. Aveți grijă dacă veți căuta la un moment dat un cuvânt care începe cu zeta într-un dicționar grecesc. Nu trebuie să faceți greșeala de a căuta litera zeta la final, așa cum faceți când căutați un cuvânt românesc care începe cu litera Z. Veți căuta mult și bine, pentru că ultima literă din alfabetul grec este omega și nu zeta, cum am fi tentați în virtutea obișnuinței. Litera cu numărul 8 este teta, care se transliterează TH. Am spus teta, dar ar trebui de fapt să o pronunțăm theta, pentru că este un sunet interdental ca S-ul din engleză. Nu trebuie să ne complicăm prea mult și dacă veți pune teos în loc de theos, adică Dumnezeu, e mai puțin important. Important este să recunoașteți cuvântul atunci când îl vedeți scris în Noul Testament. Litera cu numărul 9 este iota, care se transliterează prin I. Observați că iota nu are un punct deasupra, așa cum are I-ul pe care îl folosim noi în limba română. Iota este și la originea zicalei. Nu cunosc nicio iotă sau n-am habar nicio iotă. La numărul 10 găsim litera kappa. Noi spunem în română K de la kilogram. Este K de fapt de la kappa din greacă. La numărul 11 întâlnim litera lambda. Majuscula trebuie reținută, seamănă cu semnul acela de camping. Lambda minusculă n-ar trebui să pună însă probleme. Următoarele litere respectă ordinea din alfabetul latinesc, mu și nu, având corespondent M și N din alfabetul latin. Nu minuscul seamănă cu
un V, prin urmare aveți grijă să nu-l confundați, este de fapt un new. La 14 întâlnim o literă cam sucită, mă refer la minusculă, este litera XI, care este alcătuită dintr-un fel de buclă, iar litera mare conține acele paranteze pătrate cu separate, răsturnate cu o bară transversală. Nu o vom întâlni, din fericire, prea des în textele grecești. La numărul 15 se găsește Omicron, care se transliterează printr-un O simplu. Precizez că nu trebuie confundată această literă, Omicron, cu Omega de la 24. Omega se transliterează cu un O care poartă deasupra o liniuță, pentru a indica faptul că este vorba de un O mai lung. Numele Omega înseamnă chiar așa O mare, iar Omicron înseamnă O mic. La numărul 16 găsiți litera Pi, cunoscută deja de la geometrie, din școala generală. Această literă se transliterează cu P. 17. Litera Rho. Litera Rho majusculă seamănă cu litera P din alfabetul latinesc. Aveți grijă să nu faceți confuzie. Dacă e necesar, scrieți de câteva ori într-un caiet, câteva rânduri, litera Rho de tipar majusculă, pentru a vă obișnui cu această formă. Sigma este litera de la numărul 18. Există două litere sigma care au forma minusculă. Un sigma folosit la începutul cuvântului și la mijloc și un sigma final. Atenție așadar să nu le confundați. La 19 întâlnim litera tau, care seamănă cu o cruce al cărei vârf a fost tăiat. Litera tau se transliterează prin T. La 20, ypsilon, noi spunem în română Y, pentru că vine din grecește, se transliterează prin Y dacă este o vocală izolată, sau prin U dacă face parte dintr-un diftong. Și o să vedem în continuare și diftongii. La 21 găsim litera Fi, care se transliterează prin PH. La 22, litera Hi, o guturală destul de puternică, este litera de la începutul numelui Mântuitorului. Hristos are acel Hi. Nu trebuie confundat cu litera X. Uneori studenții se grăbesc și fac această greșeală. Litera Ps este la numărul 23 și se transliterează prin P și S, adică prin Ps. Și am ajuns astfel la Omega, ultima literă, care, cum spuneam, este notată printr-un O care are deasupra o liniuță. În Apocalipsa se spune despre Iisus că este Alfa și Omega, adică începutul și sfârșitul. Se face, desigur, referire la succesiunea literelor în alfabetul grec. Dacă Iisus ar fi vorbit într-o altă cultură, ar fi spus eu sunt A și Z. Noi astăzi spunem, de fapt, că știm anumite lucruri de la A la Z, adică le știm integral. Fiecare limbă are astfel de expresii în funcție de ordinea alfabetului. Să vedem câteva lucruri despre vocale și despre semnele care notează aceste vocale. Ele sunt 7 la număr. Vocalele au această caracteristică principală, se pot rosti independent, nu au nevoie de sprijinul altor sunete. Consoanele, spre deosebire de vocale, nu pot fi rostite decât cu sprijin suplimentar. De pildă, în numele lui Iisus Hristos avem următoarea segmentare, Iesu Hristu. Fiecare silabă conține cel puțin o vocală, uneori un diftong. De pildă, tu de la final conține diftongul compus din vocalele Omicron și Ypsilon. Observați că în greacă există
două perechi care notează sunete similare, adică epsilon și eta pentru sunetul E, dar cu acea diferență în transliterare, adică eta va fi notat cu un E cu bară deasupra. Există și perechea omicron și omega pentru sunetul O, însă în scris le vom diferenția cu ajutorul acelui semn diacritic deasupra lui O. În manuscrisele din secolele 3, 4 și 5 se foloseau litere unciale, de pildă Codex Sinaiticus, unul dintre cele mai celebre manuscrise, aflat astăzi la British Library în Londra, este scris cu unciale, cu litere mari care nu au pauză între ele. Dacă veți avea curiozitatea să mergeți pe site-ul unde au fost publicate imagini din Codex Sinaiticus, veți vedea că textul este copiat cu scripție continua, adică fără spații, iar numele sacre, adică Iisus Hristos, Dumnezeu, sunt scrise în grecește abreviat. Sunt nomina sacra, adică nume sacre, cum se spune în limbajul de specialitate. Vocalele se pot combina pentru a forma diftongi. Întâlnim în greacă următorii diftongi: ai, ca de pildă în eclesiai, biserici; ei, ca în semeia, semne; oi, ca în adelfoi, frați; au, ca în numele apostolului Pavel, care în grecește este Paulos; u, ca în Iesu Hristu, nume pe care l-am pomenit deja, este forma de genitiv a numelui lui Iisus Hristos, prin urmare se traduce al lui Iisus Hristos sau ai lui Iisus Hristos; eu, gramateus, cărturar; și ui, în huios, care are și un semn deasupra, înseamnă fiu. Vocalele învecinate, care fac parte din silabe diferite, poartă deasupra un semn grafic distinctiv. De pildă, numele Moistes în grecește este trisilabic, se poate despărți în Moistes, pentru a marca acea separare a celor două vocale în rostire, se pune deasupra lui Y un semn diacritic specific, o tremă. De asemenea, un alt exemplu, ento autonoi, cum spune Pavel în 1 Corinteni, în același gând, noi se pronunță în două silabe, nu noi, într-o silabă. Deci nu avem un diftong acolo, ci două vocale care se pronunță în hiat. Există trei tipuri de accent în limba greacă. Accentul ascuțit, pe care îl vedeți pus deasupra cuvântului adelfoi, pe diftongul final. Accentul grav este pus tot pe finalul cuvântului și îl găsiți în exemplul Paulos Kletos Apostolos, cuvântul Kletos, care în forma lui de dicționar se scrie cu accent ascuțit, poartă accent grav, deoarece după cuvântul Kletos mai urmează un alt cuvânt, Apostolos, și inserția acestui cuvânt determină o schimbare a accentului, care devine grav. Accentul circumflex l-ați văzut deja într-un exemplu mai sus. În cazul numelui Iesu Hristu, care spuneam este la genitiv, se pune acel accent circumflex pe diftongul final din Iesu, respectiv Hristu. Alte două semne diacritice importante sunt cele două spirite. Cuvintele care încep cu o vocală poartă deasupra un semn grafic care se numește spirit. Nu e vorba de spirit în sens teologic, este vorba pur și simplu de un semn grafic care notează o anumită respirație. De pildă, spiritul aspru, întâlnit în cuvântul hagiois, marchează rostirea cu H a cuvântului hagiois. Prin urmare, vocala de la început, au la acela inițial, poartă deasupra un soi de virguliță. Acea virguliță este, de fapt, spiritul aspru. Cuvinte precum eclesia sau eclesiai, pe care îl vedeți în
fișier, nu se pronunță diferit. Spiritul lin care se pune deasupra este doar o convenție grafică, dar nu influențează în niciun fel rostirea cuvântului. Mai trebuie precizat că uneori, dacă două cuvinte ajung să fuzioneze, ele vor purta un semn care se numește coronis. De pildă, dacă un cuvânt se termină cu o vocală și este urmat de un alt cuvânt care începe tot cu o vocală, cele două cuvinte pot fi sudate printr-un proces care se numește crază, de la termenul grecesc crasis, amestec sau fuziune, în cazul de față fuziune lexicală. E bine, această sudare este marcată cu un semn grafic specific, un semn diacritic, care seamănă și el cu un apostrof. Cuvintele kai, ego, și eu se pot scrie și într-un singur cuvânt, kago. În urma eliziunii celor două vocale se marchează deasupra lui A un semn grafic. Pavel spune în 1 Corinteni 3:1, kago adelfoi uc edioneten lalesai humin hos pneumaticois al hos sarkinois. Și eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, v-am vorbit ca unor oameni firești. Termenul kago, spuneam, poartă deasupra acel coronis. În fine, mai trebuie observat că unele cuvinte au un semn diacritic distinct, un așa zis iota subscris, care apare doar sub vocalele lungi A, E și O, vocale notate prin alfa, eta și omega. Inițial, acest iota forma un diftong, dar începând cu secolul 1 înainte de Hristos, nu a mai fost rostit și, în ciuda acestei schimbări, a ajuns să fie totuși marcat de desubt. Pavel spune, tot în 1 Corinteni, când îi prezintă pe destinatarii epistolei sale, spune te eclesia tu Theou, te use en Corinto. Fiind vorba de substantive la genitiv, de eclesia, de pildă, adică bisericii, vom întâlni acest iota subscris, atât sub primul cuvânt, te, cât și sub cuvântul eclesia, care înseamnă biserică. De asemenea, în cazul celelalte perechi, te use, care este, și în cazul cuvântului corint, care este tot la dativ, un dativ locativ de la această dată, corinto. Deci îl marcăm, dar nu îl rostim. Trebuie să știm doar că el a rămas ca o convenție grafică dintr-o perioadă mai veche. Cam acestea sunt informațiile din această primă lecție, menită să vă familiarizeze cu noțiunile de bază și să vă ajute să recunoașteți în textul grec semnele diacritice specifice. În lecția viitoare vom face o scurtă prezentare a istoriei limbii grecești.